Bună, prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vorbim despre The Man, The One and Only, Elon Musk. De ce aleg eu să vorbesc despre Elon Musk? Pentru mine, Elon Musk este un model în viață și începe din ce în ce să fie mai cunoscut pe mapamond. Elon Musk este de fapt născut în Africa de Sud în 28 iunie 1971 și ce a reușit el în ultimii 20 de ani să facă în mai multe industrii, nu numai industria auto, este extraordinar. Este cea mai vorbită persoană din secolul nostru. Are cele mai multe realizări la activ, are cele mai multe companii pe care le conduce la activ. Și astăzi am să vă spun un pic despre el pe scurt, am să vă spun companiile la care el este acționar sau chiar este CEO și cam cu ce se ocupă aceste companii. Revista Forbes l-a clasat pe locul 21 ca fiind unul dintre cei mai influenți oameni din zilele noastre. În ceea ce privește averea, el are undeva la vreo 22 de miliarde de dolari și se clasează undeva pe locul 40 și ceva în topul celor mai bogați oameni din lume. N-are ceva bani. Poate să ne dea și nouă. Bun, cum au făcut acești bani? Cum a ajuns să facă acești bani și cum a ajuns să fie una dintre cele mai recunoscute persoane în secolul nostru, în timpul nostru? Asta a început de la o vârstă foarte fragedă. Cu 10 ani, el primind primul calculator, un Commodore, cu ajutorul căruia el a reușit să creeze un software, de fapt un joc pe nume Blaster, puteți să-l căutați, există pe internet, care la vârsta de 12 ani l-a vândut cu 500 de dolari, făcând primii lui bani din programare. Următoarea firmă pe care Elon Musk a înființat-o a fost Zip2 în 1995, împreună cu fratele său, care a creat un program care a fost după aceea vândut la HP cu suma de 330 de milioane de dolari în 1999 și tot în același an Elon Musk a fondat firma X.com, care în anul 2000 s-a asociat cu o altă companie și a devenit PayPal. PayPal-ul pe care toată lumea îl folosește, aproximativ, o metodă de plată foarte sigură, o metodă de plată care, uitați, după 20 de ani aproape, încă este pe piață și s-a impus foarte bine, este foarte iubită, este foarte sigură, dar PayPal-ul nu a rămas la Elon Musk, el în 2002 l-a vândut cu o sumă foarte frumoasă de 1,5 miliarde de dolari către eBay, dar din cei 1,5 miliarde de dolari lui a revenit o anumită parte, în jur de 180 de milioane, pe care în 2002 investește, peste 100 de milioane investește în firma pe care o să o construiască și care o să schimbe în următorii 10 ani de zile tot ceea ce știm noi despre zborul rachetelor, refolosirea rachetelor și planificările noastre a omenirii pentru a putea zbura în spațiu. Firma se numește SpaceX. Pentru cei care nu știu, SpaceX este o firmă care produce, este prima firmă din lume privată care produce rachete. În 2002, când a înființat această companie și când a prezentat planul și ceea ce vrea să facă, foarte multă lume din industria rachetelor și foarte mulți astronauți, chiar o astronauți foarte importanți pe care Elon Musk i-a privit ca și pe modele în viață, la fel cum și eu îl privesc pe el, au început să râdă de el și să facă mișto, spunându-i că acest lucru este imposibil, cel puțin pentru următorii 100 de ani, nimeni nu va putea realiza o rachetă care să poată fi trimisă în spațiu, readusă pe pământ, reutilizată, după aia iară trimisă în spațiu și tot așa, spunându-i că șansele lui de a reuși sunt foarte mici. Dar după mai mulți ani de eșecuri, din 2002 până în 2012, până când a reușit să dezvolte tehnologia, la început a vrut să cumpere rachete de la armata rusească, dar costurile erau prea mari și atunci a ajuns la concluzia că este mult mai ușor să construiască el o rachetă, astfel încât a ajuns să-și construiască racheta de la zero, inclusiv motoarele. Rachetele lui folosesc motoarele Merlin, produse chiar de SpaceX. SpaceX fiind una dintre firmele care își produc 90% din piese direct în fabrica lor,
având nevoie de foarte puțin distribuitor pentru anumite piese. După 12 ani de zile, undeva în 2012, Elon Musk reușește să lanseze prima rachetă Falcon 9 și să o readucă înapoi pe pământ, aterizând-o pe o dronă în ocean. Ceea ce el a reușit în 2012 a schimbat cu totul și cu totul industria spațială, industria de rachete, el ajungând să, la ora actuală, să aibă cele mai multe contracte cu NASA pentru Stația Spațială Internațională, care, dacă nu știți, este cel mai scump proiect al omenirii. Nu există nimic pe pământul ăsta în care s-a investit mai mulți bani decât în Stația Spațială Internațională. Este un proiect al mai multor țări și este un proiect care se dezvoltă zi de zi și care ne ajută foarte mult în dezvoltarea noastră pe pământ, chiar dacă noi nu considerăm lucrul ăsta, dar ce fac oamenii de știință pe Stația Spațială este extraordinar și ne ajută să ne dezvoltăm viața nu numai tehnologic, dar și din punct de vedere medical și în mai multe industrii. Scopul acestei companii este colonizarea altor planete, în special Marte. SpaceX, încercând în această perioadă să construiască o rachetă care va putea ține până la aproape 100 de persoane pentru a reuși să populăm planeta Marte. O altă companie pe care el a fondat-o în 2004, adică fondat este greșit spus pentru că ea a fost fondată de alte două persoane, dar el a cumpărat majoritatea acțiunilor, este firma Tesla. Da, firma de mașini pe care toată lumea o știe, care a reușit să dea peste cap toată industria auto în ultimii ani, firma de mașini pe care, din nou în 2004, când Elon Musk a spus că este posibil să avem o mașină electrică care să parcurgă o distanță lungă de drum fără a trebui reîncărcată, care ne oferă performanțe mult mai bune, care ne oferă cheltuieli mult mai puține. Normal că toate companiile mari, precum Audi, BMW, Mercedes, au încercat să o oprească și cu orice scop, chiar au mințit anumite lucruri despre el și au încercat să blocheze această dezvoltare. În primul rând pentru că ei nu erau pregătiți pentru astfel de tehnologie, nu au investit nimic în ea și în al doilea rând pentru că nu sunt capabili. Ăsta e adevărul. Dacă stăm să ne uităm, în 2019 multe companii pe care noi le ridicăm în slăvi nu sunt capabili să producă o mașină electrică care să aibă aceeași rază ca și o mașină Tesla din 2012, ceea ce este penibil. Tesla de fapt a fost fondată pentru un singur scop și un singur scop, ca să reușească să introducă în lumea noastră mașinile electrice, iar motoul Tesla este: nu ne vom opri până când toate mașinile de pe drum vor fi electrice. De ce toate companiile sunt împotriva lui? Foarte simplu, pierd foarte mulți bani. Trebuie să vă gândiți că o mașină electrică nu mai are peste 2000 de piese mecanice care au posibilitatea de a se uza foarte repede sau într-o lungă perioadă de timp care trebuie schimbate. Nu mai avem nevoie de transmisie, nu mai avem nevoie de ulei, nu mai avem nevoie de atât de multe lucruri, încât toate companiile care produc mașini au știut că de fapt câștigul lor cel mai mare stă în service, nu în vinderea unei mașini noi, iar cu o mașină electrică serviciul se reduce considerabil, având în vedere pentru că orice companie este obligată să dea minim 8 ani de zile garanție pe baterii. A revoluționat industria auto cu totul, a reușit să facă din ea ceea ce nimeni nu a crezut că este posibil, a reușit să se impună împotriva lui Volkswagen, grupurilor mari din industria auto care au încercat cu orice scop și orice mijloc să închidă această companie și să o falimenteze. Dar, după cum se vede, nu au reușit, suntem în 2019, Elon Musk a reușit chiar să lanseze și modelul 3, modelul 3 care pleacă de la 35.000 de euro și este gândită mașina pentru mai mult de jumate din populația globului care și-ar permite-o. Este o mașină extraordinară, o să facem review cu ea, dar astăzi vorbim despre Elon Musk, nu neapărat despre Tesla. Ce a mai făcut Elon Musk? Următoarea firmă pe care el a fondat-o a fost în 2016 și se numește The Boring Company. Este o firmă care se ocupă cu săparea tunelurilor pentru că el s-a săturat de traficul. El este un om care gândește, care vede problema și încearcă să o rezolve. Iar la ora actuală avem o problemă foarte mare în ceea ce înseamnă infrastructura, chiar și în America sau în alte țări foarte dezvoltate.
unde traficul este infernal, iar el ce dorește prin această companie, The Boring Company, este să sape un tunel pentru a reuși să creeze alte drumuri pentru mașini. Doar că mașinile acelea nu se vor deplasa pe roțile lor, ele vor fi puse pe un sistem, pe un lift care va coborî cu ele și de acolo ele vor fi trimise ca un fel de vagon al trenului, totul este electric, evident, și este trimisă din punctul A în punctul B într-un timp mult mai scurt și mult mai eficient. Iarăși, în momentul când el a hotărât să deschidă această companie și a dat oficial pe Twitter că va face această companie, toată lumea, din nou, nu i-a dat nicio șansă, spunându-i că nu o să reușească, sunt foarte multe firme pe acest domeniu, sunt cheltuieli foarte mari, iar Elon Musk din nou le-a arătat că nici după 6 luni de zile, nu numai că a fondat firma, a reușit să micșoreze costurile de săpata unui tunel cu aproape 50%. 50%! Astfel reușind să câștige contracte foarte mari în Chicago, LA, pentru a săpa el tunelurile. Și cum a reușit acest lucru să reducă costurile de 50%? A fost foarte ușor, ceea ce este chiar banal, dar nimeni nu i-a venit cu ideea. În momentul când se începe săparea unui tunel, la intrarea tunelului, normal că este un șantier, iar acest șantier Elon Musk l-a transformat în fabrică de cărămizi. Atât de simplu. De ce să transport pământul care îl scot afară din tunel? De ce să plătesc transportul? De ce să plătesc locul de depozitare al pământului și multe alte lucruri care țin de transportarea lor? El a hotărât ca pământul care va fi scos să fie direct produs în cărămizi și vândut cu 50, 60, 70 de cenți cărămida mai departe. Astfel, el reușind, de unde alte companii fac pierdere, el reușește să facă profit. Asta înseamnă să fii Elon Musk. Pentru o persoană ca și Elon Musk, unde inteligența lui este atât, pentru că este un om inteligent, oricine ce ar spune, ceea ce el a realizat în ultimii 20 de ani este extraordinar. A reușit în 20 de ani să ne avanseze în anumite industrii și tehnologii în care oamenii profesioniști în aceste domenii ne-au spus că vom ajunge abia peste 100 de ani. Deci, n-avem ce să facem, numai să vedem realitatea și adevărul că este un om extraordinar care, pentru el, banii sunt doar un scop. Pentru a reuși să facă lucrurile astea mărețe pe care el vrea să le facă, normal că are nevoie de bani. Dar Elon Musk nu este la fel ca alte companii sau alți CEO care pentru ei singurul lucru ce e important este profitul și numerele negru la sfârșit de lună sau la sfârșit de an. Pentru el este important ca ceea ce el construiește să fie folositor, să ne scadă nouă din costuri și să protejeze planeta. Este un om care iubește foarte mult planeta, este un om foarte umanitar, care ajută foarte mult. Dacă vă amintiți și acum 2 ani sau când a fost problema în Thailanda cu copiii aceia care au rămas în peșteră, el s-a oferit voluntar și chiar s-a dus până acolo, a conceput un mini submarin prin care se poate să scoată copiii afară. Din fericire, nu a fost nevoie, copiii fiind salvați, dar merită respectul și atenția lui. Și trebuie să vedem că niciun alt CEO de la nicio altă companie, și acum nu vorbesc numai despre companiile de mașini, vorbesc absolut de orice altă companie, nimeni nu s-a interesat și nimeni nu a încercat să ajute într-un fel sau altul pe acei copii, dar el a făcut lucrul ăsta. El dorește să schimbe planeta, să ne ofere o viață mai bună din toate punctele de vedere. Și de aceea, în 2016, a mai fondat încă o altă firmă care se numește Neuralink. Și aici, Neuralink este un subiect foarte important pentru Elon Musk și numai pentru el, ar trebui tot să privim cu foarte mare interes acest proiect al lui, această companie, și cu mare, mare interes să privim dezvoltarea inteligenței artificiale. Pentru că asta face compania lui. Neuralink este o companie care se ocupă cu dezvoltarea inteligenței artificiale,
dar o inteligență artificială care va fi dependentă de noi, care nu va putea lua decizii sau nu ne va putea extermina de pe această planetă, exemplu Terminator și multe alte filme, ea fiind legată de noi, fiind dependentă de noi ca și corp de a trăi, neputând, eliminându-ne de pe această planetă, ceea ce poate vi se pare un pic abstract, poate vi se pare un pic comic, dar să știți că este foarte adevărat. Chiar și mie nu mi este nimic mai frică pe lumea asta decât de inteligența artificială, pentru că noi considerăm că inteligența artificială este doar un calculator mai deștept, ceea ce nu este adevărat. Inteligența artificială este mult superioară oricărui om, cât de inteligent ar fi el, mult superioară. Trebuie să vă imaginați că inteligența artificială, dacă ar fi să o comparăm, este exact ca și cum am compara un om cu un cimpanzeu. Iar Elon Musk încearcă ca acest risc să-l diminueze prin Neuralink și prin testele pe care ei le fac. Neuralink este o firmă care, v-am spus, se ocupă cu inteligența artificială, dar este o inteligență artificială deosebită. Ea este construită într-un aparat care vine pus după ureche și care vine conectat direct la creierul tău. În cap ți se va da o gaură foarte mică în care va fi introduse anumite fire care sunt de 5 ori mai subțiri decât firul de păr, care vor fi conectate direct la creierul tău și care te vor lăsa să accesezi date de pe internet în timpul reale. De fapt, Elon Musk ce vrea să facă este să integreze omul și inteligența artificială să fie un produs, să spun așa, să o avem tot timpul la îndemână, dar și să o putem opri în momentul când vedem că exagerează, să spun așa. Pe lângă Neuralink, Elon Musk mai a fondat o firmă non-profit, OpenAI, care se ocupă din nou cu inteligența artificială. Momentan el s-a retras din conducerea acestei firme pentru că intervenea cu inteligența artificială pe care eu o produc la Tesla și nu avea voie să dețină, nu avea voie să fie CEO la două companii care amândouă de fapt tratează inteligența artificială, dar în moduri diferite. Pe lângă aceste companii, el mai este acționar și la o companie care de fapt acum de câțiva ani s-a asociat mai mult cu Tesla, să spun așa, Solar City. Solar City este o companie care se ocupă cu producerea de panouri solare și instalații pentru case, pentru a folosi panourile solare pentru curent. Ei au proiecte foarte mari, au proiecte foarte mari în America, iar cel mai mare proiect al lor și cel mai vorbit proiect al lor a fost făcut acum 2 ani în Australia, în partea de sud a țării, unde oamenii aveau probleme foarte mari cu pene de curent, iar Elon Musk, printr-o glumă, ca de obicei, ca așa face el, a scris pe Twitter premierului Australiei că el poate rezolva această problemă și dacă nu o rezolvă în 100 de zile, tot ceea ce construiește va fi gratis și statul australian nu va trebui plătit. Premierul Australiei a luat acest coment pe Twitter în serios, spunându-i că el acceptă aceste condiții și că ar fi bine să apuce de lucru, că vor expira cele 100 de zile. După 70 și ceva de zile, cred că 78 de zile, Elon Musk a predat noua stație de curent Tesla cu Solar City împreună, care în ultimii 2 ani de zile a reușit o performanță foarte mare. Este pentru prima oară în istoria Australiei când acești oameni nu au avut nicio pană de curent în ultimii 2 ani de zile, iar asta se datorează construcției Tesla și Solar City. Pentru mine, Elon Musk este un model în viață. Este o persoană care, cu toate că a fost împins de toate persoanele la o parte, cu toate că a fost luat în derâdere, a fost denigrat, s-a încercat prin orice mijloc oprirea lui, a luptat în continuare și a făcut tot ceea ce a putut pentru a-și urma visul și pentru a ne oferi nouă, oamenilor, o viață mai bună. Chiar dacă nu credeți, dar invențiile lui,
chiar ne ajută să ne dezvoltăm și chiar a ajutat foarte mult omenirea în ultimii 20 de ani. Le-a dovedit că se poate face totul, le-a dovedit că se face în timpul în care aproape el a spus, normal că există întârzieri, și SpaceX trebuia prima rachetă în 2011 să o lanseze, au lansat-o în 2012, dar când vorbim de astfel de lucruri, eșecurile-s, cu eșecul începi, nu ai cum. Orice om care spune că nu a avut eșec în viață, l-a nu lucrat. Dar în momentul când tu vrei să dezvolți tehnologii noi, în momentul când tu vrei să testezi lucruri pe care alți oameni nici măcar nu le văd posibile la ora actuală, e normal că eșecul e acolo și va fi tot timpul acolo. Ideea e ca tu să nu renunți, ideea e ca tu să mergi mai departe și să faci ceva din viața ta, să nu te lași bătut. Astfel de oameni ar trebui să luăm modele în viață, cum este Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, patronul de la Alibaba, cred că Jack Ma se numește, nu știu sigur. Da, Jack Ma, numele astea chinezești, cred că oricum nu e a lui, că el 100%, cam toți chinezii au două nume, o european și cel din China, da. Așa este. Elon Musk este o persoană care este respectată de fiecare angajat în companiile lui și acolo, cu toate că multă lume încearcă să spună da, că cei de la Tesla sunt plătiți prost, că cei de la SpaceX ar putea să primească mai mulți bani sau mai multe drepturi. După studiile făcute, adevărul e că fiecare om care a fost întrebat, care a lucrat sau încă lucrează pentru Tesla sau SpaceX sau o altă companie pe care Elon Musk a fondat-o sau este acționar, toată lumea este foarte mulțumită de el și cam toată lumea îl cunoaște personal. Stați un pic bine și vă gândiți cât CEO cunoașteți voi? Cum îl cheamă pe cel de la Audi, pe cel de la BMW, pe cel de la Mercedes, Volkswagen, Seat, Porsche? Le știți numele? Nu prea cred. Da, Elon Musk îl auzim toți și știm toți și este un lucru foarte bun. Dacă îi urmăriți contul de Twitter, există foarte mulți clienți care vin cu idei noi pentru mașinile lui, pentru rachetele lui și să știți că chiar ia în considerare aceste idei și chiar le pune în practică sau cerințe de la oameni, cum a fost pentru Tesla cerința de a crea un soft prin care câinele, dacă e lăsat în mașină, să stea în siguranță, să nu se încălzească mașina. În două zile după ce această idee a fost pusă pe internet, Elon Musk cu echipa de la Tesla au creat un soft și l-au updatat wireless direct în mașină, care îți permite să-ți lași câinele în mașină, iar mașina controlează temperatura în așa fel încât câinele să nu-i fie cald sau, Doamne ferește, să întâmple altceva. Cam asta a fost, prieteni, pentru ziua de astăzi. Nu v-am prezentat niciun calculator, nu v-am prezentat nicio mașină. Sper că aceste informații să vă ajute. Eu nu încerc să vă fac să vă placă de Elon Musk, eu încerc să vă fac să vedeți cât de important este un om pentru omenire și ce poate el să facă dacă este un om capabil și eu consider că astfel de oameni trebuie încurajați, trebuie ajutați și trebuie susținuți, pentru că sunt foarte puțini oameni în lumea asta care fac ceea ce face el pentru omenire. Vă mulțumesc! Abonați-vă, dați click pe clopoțel ca să fiți anunțați când va fi noul episod și vă doresc multă sănătate, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Peace!